Ministrul Apelor și Pădurilor Ioan Deneș a fost prezent pe 11 iulie în județul Călăraș, unde a vizitat Herghelia Jegălia, care este administrată de Romsilva. Cu această ocazie, oficialul de la București a verificat și evoluția perdelelor forestiere constituite pe terenurile care aparțin de Herghelia Jegălia, situate în vecinătatea autostrăzii Soarelui. Herghelia Jegălia, cu o existență de peste 100 de ani, are un efectiv de 223 de cabaline și este destinată creșterii și ameliorării genetice a raselor cală de sport românesc și semigreu. Două dintre obiectivele principale ale Hergheliei sunt organizarea sistematică a concursurilor oficiale din calendarul Federației Ecvestre Române la disciplinele sărituri peste obstacole, dresaj, cupa canaval și cupa calului de sport românesc, precum și furnizarea celor mai bune exemplare pentru debut și testarea în competiții oficiale sportive de călărie către cele mai performante filiale ale clubului hipic Romsilva, cum sunt depozitele de Armăsari, Târgu Mureș și Dumbrava, Arad și Herghelia Izvin. Menționează printr-un comunicat Ministerul Apelor și Pădurilor din România. În opinia ministrului de resort, hergheliile din țară trebuie să devină adevărate puncte de petrecere a timpului liber și de practicare a sporturilor ecvestre de către publicul larg, în special de copii. Latura recreativă a acestor locații trebuie dezvoltată de către administratorii hergheliilor. Realizarea acestui deziderat este motivată de creșterea numărului iubitorilor de cai și va avea totodată un rezultat pozitiv în plan financiar pentru hergheli. Directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, consideră că Jegălia este una dintre hergheliile la care, în urma măsurilor luate, au început să se observe rezultatele unui bun management, atât în ceea ce privește creșterea armăsarilor cu potențial genetic ridicat, cât și dezvoltarea unei ramuri de selecție a calului de sport românesc. Sub cele două sloganuri, să admirăm calul de sport românesc din Hergelia Jegălia și calul nu mai poate schimba lumii, poate schimba doar vieți, managementul Hergeliei și-a propus declanșarea unei campanii de marketing, astfel încât prin valorificarea exemplarelor de cai de rasă, inclusiv a cailor de sport, să majoreze profitul. Această hergelie produce pe terenul agricol pe care îl are în administrare furajele necesare hrănirii animalelor proprii, dar și pentru susținerea unor alte hergelii aflate în administrarea RNP Romsilva, a afirmat Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. La eveniment au fost prezenți reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, senatorii, deputați, președintele Consiliului Județean Călăraș, directorul Administrației Naționale Apele Române și specialiști din cadrul Romsilva. La finalul turului ghidat al Hergheliei Jegălia, oaspeții au asistat la o demonstrație de cursă cu obstacole. Regia Națională a Pădurilor Romsilva administrează 12 hergelii de stat și 4 depozite de armăsari, păstrând și ameliorând patrimoniul genetic al cailor de rasă din România.